Bună ziua, dragii mei amatori de savarine! De această dată vom vorbi despre porumbei, aceste ființe minunate pe care le găsim aici în Piața Unirii. Despre ce este vorba? Primăria și Consiliul Local vor să îi ajute pe cei nevoiași și anume să le doneze câte un coș cu porumbei pentru a le îmbogăți nutritiv toată consumația lor de zi cu zi. Consilierii locali vor să-i ajute cu câte un coș cu porumbei, care sunt, spune, e număr excesiv. Este o idee normală? Coș cu porumbei? Da, porumbei de aici din centru, ei sunt un număr foarte mare și aceștia să fie donați familiilor nevoiași, nu? De ce nu sunteți de acord? Nu e normal. Nu, îi ține în captivitate și nu suntem siguri că îi va da familiilor nevoiași. Câte un porumbel pentru membru de familie? Este o idee de-a lor din ca ajutor social. Vi se pare o idee normală? Să le dea mai ales de sărbători sau în general ca ajutor social familiilor nevoiașe? Să le dea câte un coș cu porumbei pentru a le îndulci masă? Nu cred. Porumbei sunt în număr excesiv și ei au venit cu această idee, spune, salvatoare. Nu sunt de acord. De ce? Găsim alte soluții, se pot face altceva cu porumbei, nu să-i sacrificăm. În primul rând, ocrotesc păsările, animalele și apoi poate le este și de folos lor pentru activitatea lor în familie. Salut! Uite, te-ai speriat, nu? Consilierii locali vor să ajute persoanele nevoiașe și să le dea de sărbători câte un coș cu porumbei. Ți se pare o idee normală, o idee bună? Hai să ne răspund. Îți plac porumbei? Un coș cu porumbei, da. N-ai consumat niciodată porumbei? Ce fel de carne îți place? Cred că ar trebui luată cu totul și cu totul alte măsuri pentru a ajuta oamenii nevoiași din localitatea Iași. Nu cum porumbei. Nu cum porumbei. Asta mi se pare ceva, o glumă la nivel de grădiniță. Nu știu, probabil și copiii din grădiniță ar râde drâde când au auzit acest lucru. Păi ce idee asta? Nu știu ce idee. Nu e nicio idee bună. E ca ajutor social să le dea familiilor porumbei. Pică sunt foarte mulți. Să-i mănânce. Nu. De ce nu vă place ideea? Dar cum se poate așa ceva? Cum să iei porumbei din Piața Unirii să le dați la oameni? Au spus că sunt prea mulți. Nu, e frumos așa. Vor să ajute familiile nevoiașe? Da, doamnă, stați mai o secundă. Nu mă filma, mă! Vor să ajute familiile nevoiașe și să le doneze... Da. Ca ajutor social, câte un coș cu porumbei, că sunt prea mulți. Da, chiar îmi plac. Dați-mi și mie un coș. Da? Sunteți de acord, nu? Da. Hai, că vă frumos. Să fie o masă mai delicioasă. Bine, 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 chiar îmi place. Ții, frumoasele, ții acolo, grasele, ții. Îți place joacă? Păi nu-i normal, păi cum să fii normal să dai porumbei la oameni? Să le dai bani, să le dai... salarii ca lumea. Dragi consilier local, mi se pare o idee absurdă și nu sunt de acord cu această idee a dumneavoastră. Nu sunt de acord să primesc cadou un porumbel de sărbători. Yes. Let me tell you why.